Cuvântul Domnului din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Amin. Rămâneți pe scaune. Slăviți să fie Domnul! <laughs> Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la slujba aceasta, cum v-am spus și de dimineață. Eu o predică întreagă am ținut aseară, o predică super întreagă am ținut azi dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile frățiilor voastre. Și acum frații și-au spus cuvântul, minunat Domnul să-i binecuvinteze, am venit cu drag să particip la această slujbă. V-am spus azi dimineață, când eu veneam des în Bistrița, în urmă cu 20 de ani, la adunarea baptistă, într-o seară, un băiat este aici, Emanuel, Domnul sălbine, l care și el este slujitor, a luat pe un alt băiat de mână și l-a dus la adunare. Acesta e Marius Bob. Mi-aduc aminte că am făcut chemare și în vremea aceea răspundeau oamenii altfel decât astăzi și Marius a venit și s-a predat. Vreau să vă spun că după multă vreme am aflat de lucrul acesta și am aflat de căsătoria lui, de slujirea lui și ne-am întâlnit. În momentul în care ne-am întâlnit, am simțit în mine, în Duhul meu, că e copilul meu. Așa am simțit. Domnul fie lăudat. Azi, aici, au venit câțiva în față să predea. A venit un tinerel, Sergiu, e aici. M-a rugat pentru el. L-am simțit cum tremura sub puterea Duhului Sfânt. O să mă rog pentru el. L-am simțit copilul meu în Domnul. Domnul să-l binecuvinteze. Mulțumesc lui Dumnezeu care face astfel de lucrări și la insistența fratelui Marius, cu ajutorul lui Dumnezeu am venit și vreau să vă spun că m-am bucurat cu adevărat. Într-un an eu am avut în biserica în care am slujit foarte multe căsătorii și trebuia să schimb predicile, că nu merge așa. Și mi-aduc aminte că, mai azi și predic, era într-o sâmbătă și Duhul Sfânt m-a luminat repede așa și am luat câteva cuvinte cu aceeași terminație, cuvinte cheie. Și cuvintele au fost așa, din Genesa 2, Dumnezeu a făcut ajutor potrivit, primul, potrivit. Da, da, potrivit și potrivite să în biserică. Dar a venit Eliazar din Damasc, trimis în Mesopotamia de Avram și a zis, Doamne, cea care îmi zice, aduc apă și pentru tine și pentru animalele tale, să fie cea care tu ai rânduit-o. Deci, prima dată potrivit, după aia rânduit. Deci, din toți potriviți, numai unul rânduit. Numai una rânduit. Și după aceea, dacă e așa, nu pot să fie decât zice despre Zaharia și Elisaveta, Luca, capitolul 1 cu versetul 6, amândoi erau neprihăniți. Potrivit, rânduit, neprihănit. Și la urmă, Biserica Domnului zice mireasa lui s-a pregătit. It. Acum am trei cu altfel de terminații. Mi le-am pus eu. Să vorbesc puțin cum trebuie să arată un slujitor. Scurt, nu o să se predică decât câteva sfaturi practice. E, chemare, trebuie să ai chemare, lucrare și apoi plecare. Într-o zi trebuie să pleci din slujba asta. Nu vă descurajați acum, că mai aveți până la 100 de ani. Dar va veni și vremea aceea. Și uitați-vă, dragilor, noi știm cum Dumnezeu l-a chemat pe Samuel. A avut o chemare. Noi știm cum Dumnezeu l-a chemat pe Iremia. Era un copil. Noi știm din Biblie când Dumnezeu l-a chemat pe Sfântul Pavel. L-a chemat. Îmi aduc aminte ceva. În anii 70 s-a făcut o mare trezire între creștini în Uniunea Baptistă prin pastorul Liviu Ola, un sfânt. Uitați-vă aici, totdeauna am fost sensibil așa, era aglomerație până la învon la nasul lui. Eu eram undeva în ușă, în chenarul ușii acolo și omul acela a zis, în mijlocul vostru este un tânăr pe care Dumnezeu l-a chemat și l-a rânduit să predice Evanghelia în țară cu har și în momentul acela, prin mine, din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare, am știut că despre mine vorbește, m-au curentat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acolo în chenarul ușii și n-am spus la nimeni nimic. Am intrat în slujbă mai târziu, au fost probleme, dar a venit un frate din țara Hasegului doar în urmă cu câțiva ani și zice... Aduceți-vă aminte cei care mai știți ce a zis fratele Liviu Ola aici. Și a am zis, dumneata, nu știi, eu n-am spus la nimeni, cu lasă-mă pe mine să spun ce a fost și ce am simțit. Este o chemare a lui Dumnezeu pe care o simți. Azi, m mă întâlnit odată, vine, eu coseam undeva lângă șoseaua principală și oprește un chinez. S-a prezentat în limba română, sunt Timotei din Taiwan și ți-am adus niște cărți de aluat și Și unde ești tu? Misionar la București. Auzi, fi bun, nu pleca, nu te grăbi. spune cum ai știut tu că ești chemat să fii misionar în România? Zice, la noi, îs bisericile cam ca și creștinii după Evanghelie din România. Fac parte din capitala Taiwanului, dintr-o biserică de 10.000 de membri. Avem 52 de prezbite. Și la noi simțim că suntem chemați în trei moduri. Prin cuvânt, prin împrejurări și prin biserică. Și atunci, biserica, ba, ăștia pentru slujire. 52 de prezbiteri s-au retras și au venit cu lista. Și au zis, tu mergi în Siria, tu mergi acolo, tu mergi în București. Și vreau să spun că m-am supus conducerii bisericii și simt că aici mi este locul. De fapt, biserica l-a trimis pe cutare, cutare, l-a trimis pe Pavel, l-a trimis pe Barnava. Biserica îi trupul lui Hristos. Lăviți să fie Domnul. Acum, fiindcă m-am lăudat că nu vorbesc prea mult, trec la a doua al temă principală, ești chemat să lucrezi. Începe lucrarea. Lucrarea s-ar putea să țină foarte mult. Pentru unii, așa cum v-am spus azi, poate să țină până la 100 de ani. Acum este adevărat, prima dată trebuie să predici cu fapta și apoi să predici cu cuvântul. Sfântul Augustin a spus așa. așa Evangelizarea trebuie făcută prin trăire și numai câteodată trebuie să vorbim. Dar trebuie să și vorbim și uitați-vă aici. Mă uit la Marius, mă uit la ceilalți. Aveți grijă că este o ordine în lucrare. Dumnezeu, familia, biserica, lucrarea. Mă veți condamna, dar vorbesc ca un sturitor încercat. 30 de ani ca nimic a mers în toată seara și în toată țara. Îmi vedeam copiii numai, cine știe cum, când eu dimineața veneam, către ziua adormeam, ei plecau la școală, când ei veneau de la școală, ei eram plecat. Nu e normal. Dumnezeu ne-a dat familia și familia are o mare responsabilitate și greutate în slujirea voastră și a noastră. E foarte important lucrul acesta. Așa că trebuie să vedeți de familie. Eu am citit o carte a unui pastor Jim Simbala din New York, care a plecat de la șase drogați și a ajuns la o biserică de sfinți de șapte mii. Dar el a zis așa, când am văzut că merge lucrarea, m-am avântat. Soția mea conducea corul. Deci eu mă ocupam de biserică, soția se ocupa de cor și vrăjmașul se ocupa de copiii noștri. E o ordine. Și Dumnezeu să vă ajute să o respectați pe aceasta. Și apoi, lucrarea în biserică, care, bineînțeles, și asta, prioritare sunt toate. În biserică nu uitați că unii pastori s-au orientat, da, dacă ți se încredințează, cu tinerii, sau așa, dragilor, când stai în fața la mulțimea asta, mă uit la drăgălașii ăștia de copii. Măi, când începea vurbră în a făcea așa. Foarte, foarte iubiți și dragi copilași. Îi toți foarte dragi și iubiți frați. Mi-a spus unul, când am ajuns acolo, aveam dorul de țară, când a zis ăsta, foarte iubiți și dragi frați. M-am simțit ca acasă, m-am simțit ca lui. Și mai avea el și a lui, și scumpa și frumoasa mea soție. Întotdeauna lucrul acesta îl menționa. Aici aveți grijă, copilașii, băgați în seamă. Eu, așa obișnuit ca militaros în tinerețea mea, până m-am obișnuit, într-o biserică erau numai... Măi, eu predicam, ei născultau. ascultau bunicile după copii, părinții după uiți. Aveți grijă de copii că eu plec. Aveți grijă de copii că nu mai predic. În 10 minute am încheiat slujba și am plecat. n a zis că acum voi vedeți să văd de copii. Da, Păi așa se face. Băi, dragilor, copiii ăia eu i-am botezat. Îi au urmat să fie. Păi ăștia să-i noștri. Eu i-am cununat. Eu le țin acum binecuvântarea și la copiii lor. Trebuie să avem răbdare cu ei. Papa Ioan Paul al doilea a înființat în Polonia lucrarea cu copiii când a văzut că generația lui e pierdută și din generația lui Ioan Paul al II-lea s-a ridicat solidaritatea, sindicatul care a dat jos comunismul din întreaga lume. Dar s-a ocupat de copii. Să aveți grijă. Copii, tinerii, bătrânii, de fapt în 1 Timotei capitolul 5, versetul 1 la 2, acolo scrie toate categoriile. Să vă purtați cu așa, copii, cu bătrânii ca și cu niște părinți, cu femeile bătrâne ca și cu niște mame, cu femeile tinere ca și cu niște surori. Uh, mai trebuie să învățați că în biserică un frate a menționat bine, o să aveți și potrivnici, dragii de ei. Și cu ei toată lumea dă afară. Zice, îndreptați cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le dă mântuirea. Dacă știți să lucrați și cu ei, ați primit așa o artă deosebită ca să-i puteți liniști și Domnul vă ajută la aceasta. Aveți grijă aici, fac o paranteză, <gângh> pe păi, un pic așa, când am învățat și eu să predic cumva băieții, colegii mei, zice doctorul în teologie, să nu luați femei în mașină. Băieți tine. Dar de ce nu? Ce? Ele n-au nevoie de mântuire. Las-o nemântuită. Noi ne confruntăm în ultima vreme cu lucruri grave, așa că aveți foarte bună grijă în privința aceasta. Fiecare știe slăbiciunea lui, fiți foarte atenți la demnitatea care trebuie să o aveți și la lucrare. Că zic, băi, Vine odată, mergeam la o biserică și ea și el, bărbatul, și el, și se aruncă în față, în mașină. Zic, auzi aici, eu sunt duhovnic. Și în slujba mea, care o fac, predic la oameni că întâi a fost creat Adam și după aia Eva. Te rog frumos să te muți în spate și lasă-ți bărbatul în față. Că mă duc acolo în sat și le dau, cu cine a venit fratele Petrică? Du-te acolo la locul tău. Ea mai mulțumit și gata. Trebuie să avem grijă și în privința aceasta. Cu diferitele categorii de oameni pe care ne l a lăsat Dumnezeu. Acum, în toate acestea, toată lumea să cum predică? Predicarea. Aveți grijă la predicare. Hai să spun și aici o întâmplare. La București, în urmă cu 60-70 de ani, un predicator veneau parlamentarii, veneau actorii, veneau să-l asculte. Dar la ușă da mâna cu toți. Și o actriță, o doamnă din, din vremea aceea, dă mâna și zice, auzi, te rog să-mi faci o vizită acasă, fără soția ta. Nimic. Și spune la sfânta lui soția, auzi tu ce-o zis aia? Soția lui era o sfântă, creierul, Sabina Vurblan. Și cu accentul ei de evrei că zice, dacă mergi în numele Domnului, mergi, și dacă nu mergi în numele Domnului, nu te duci. Să mergi în numele Domnului. oh, fericit ai Hai să spun ceva. Acu doi ani în urmă, la Londra, s-a ridicat un predicator care avea atât auditoriu, că pe la geamuri, cu două ore înainte, numai pe banca patra stau un sfânt. Și sfântul stă tot uitat la ceas. Încheie. Și nu-i convenea la măi, dar știa că e sfânt. Și la urmă zice, frate, lumea asta, ce vezi aici, vine de drag să mă asculte, ce e cu dumneata? Nu-mi place, dar asta îi spunea despre păstorul din Anglia, Glorihard. Și... Zice, tu predici numai frumosul și nu predici adevărul și de-aia te caută lumea. A, și are dreptate. Are dreptate. Și de-a doua duminică a început cu adevărul să bubuie de la altar. Adevărul, adevărul. Ba, nu-i mai nimeni pe la geamuri, nu-i mai nimeni în balcon, nu-i mai nimeni pe culoare. Numai Sfântul jubilat de bucurie. și păi, ce facem, frate? Că dacă mai predic așa, o să ne trezim cu biserica goală. Vezi, frate, zice, până eu te-am atenționat, tu ai predicat doar frumosul. Când eu te-am atenționat, ai predicat doar adevărul. De astăzi înainte să predici adevărul frumos. Să le îmbini pe amândouă. Zice Traian în într-o poezie. O, Doamne fericit, e acela care a putut trăi înțelept slujind iubirea și adevărul să fie amândurora drept. Să nu greșească nici iubirii când apără adevărul sfânt, nici adevărul să nu-l calce pentru a-l legământ. Că atât de rar putem și firii și inimii fi ascultători, ci toți, ori unii ai suntem, ori alte apărtinitori. Lumină veșnic negreșită, desăvârșește-mă în Hristos, să le împreune despărțite și întrepătrunse armonios, că în El Iubirea e adevărul și adevărul este în ea. Cum cei doi ochi mi s-o lumină, așa să le am în viața mea. Atunci când îmi deschid pe unul, să văd și drept și limpede și înalt. Să nu închid unul niciodată când l-am deschis pe celălalt. Adevărul și iubirea. Îmbinate frumos, să predicați adevărul frumos și ajung la al treilea gând. Va veni 60 de ani, 65 de ani, au venit și la mine. Sunt pe culoarul 69, am slujit la șapte biserici și încet, încet am văzut. În biserica asta am lăsat unul pe la și încet am ieșit. Trebuie să pleci. Dureros este, mi-a plăcut ce ai făcut în seara asta, cu predica lui fratele Fiorel, că oamenii nu știu să respecte numai funcția, nu omul. Și dacă nu mai ești păstor, nu mai ai funcție, da. păi, dragilor, prețuiți și omul care a avut funcția și slujba. Așa se cere și așa e corect și așa e creștinește. Dar încă din timp, când vezi că te apropii, ai grijă. Pe acolo să lași unul, acolo să ridică altul, acolo altul, fiindcă robul lui Dumnezeu trebuie să facă lucrarea aceasta. Și ar vrea să vă spun că am auzit un păstor odată că într-o biserică unde se ocupa cu păsările astea și creștea pe uni. A cumpărat de undeva și nu putea să-i mulțească deloc. Masculul spărgea ouăle. Și spui, băi, omule, s am dat atâția bani, pe uite ce se întâmplă. am uitat să spun, mă. Masculul de teamă să nu iasă unul mai frumos ca el îl sparge din nou. Și trebuie să-i separe în timpul ăsta. Să nu fim așa. Să-mi fie drag după mine să se ridice o sută să dea Dumnezeu că tot au unde lucra. Și a zis același poet foarte frumos într-una din poezie poeziile sale zice să te dezbraci mărinimos, să-ți dai podoaba ta la altul, să apară dânsul mai frumos. Dar nici urât și mai nedreptnic nu ești ca în clipa când dezbraci de meritele lui pe altul ca tu mai mândru să te faci. Dragilor, sunt închemați. Uitați-vă la Barnaba și Saul. Era frică la apostol, dați-mi l mie. Și vine de vreo cinci ori. Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. După aia, dintr-o dată, se schimbe. Saul și Barnaba. Saul și Barnaba. Și după aia nu-l mai găsiți pe Barnaba. Îl găsiți numai pe Pavel. Așa e frumos. Trebuie să ne tragem frumos și să-i ajutăm pe alții să înainteze. Și cu toate astea, biserică, dragă, aveți obligație față de slujitorii voștri. Sunt chemați de Dumnezeu să-i respectați, să le respectați autoritatea care le-a fost conferită de Dumnezeu prin punerea mâinilor. Înțelegeți lucrul acesta. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Și pretenții să fie perfecți, lăsați-o. Știți că circula acum vreo 5 ani în urmă, mi-a citit-o și mie cineva, o biserică n-avea păstor și tot când unul, când altul se oferea, când... Și la urmă s-a oferit unul. Și a zis, am 50 de ani, n-am fost căsătorit niciodată. Da, dar comitetul, ce să facă asta cu familie? Am creat revolte pe unde am mers, de două ori am fost în închisoare. Mă, ce pretenții pe el să fie și pastorul mă. Pe unde am fost eu, bisericile s-au mai și despărțit. Și auzi, mă, vrea să fie păstor. Și la urma urmei zice către secretar, măi, ne-ai citit scrisoarea, dar cine o semnează? A semnat-o. Cine? Apostolul Pavel. Păi, dragilor, știți pe unde am umblat, cum a trecut, cât a întâmpinat. Respectați-i ca pe niște sfinți și rugați-vă pentru ei permanent. Iertați-mă că s-a dus timpul, nu m-am crezut că nu vorbesc atât, dar am vorbit. Dar numai Dumnezeu mai știe când voi ajunge pe aici să fie binecuvântat Domnul și voi și frații să mă ierte și le mulțumesc. Amin.